Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Cultură cu de toate. Sunt Alina Vasiliu și vă invit să-mi fiți alături și azi, chiar dacă este o ediție destul de tristă. La sfârșitul săptămânii trecute ne-am despărțit de filozoful Mihai Șora, pe care eu îl consider, chiar dacă veți crede că e o exagerare, un sfânt al zilelor noastre. Om sau sfânt, în ultimii ani ne-a adus multora, aproape în fiecare zi, prin postări pe Facebook, bunătate, claritate, înțelepciune, credință, iubire, frumusețe, bucurie. Cred că Dumnezeu l-a lăsat atâția ani printre noi, 106 ani, ca să ne atingă pe cât mai mulți cu un cuvânt, cu un desen, cu o fotografie, cu un zâmbet și să ne facă să ne dorim să creștem binele din noi. Presupun că nu e întâmplător că plănuisem să vă vorbesc în ediția aceasta despre personajul cultural, mitologic, Don Quixote. Ceva din omul din La Mancha era și în Mihai Șora. În primul rând, hotărârea cu care lupta cu forțele răului, înarmat doar cu un zâmbet, un creion sau o tabletă, alături de girafa din fața muzeului Antipa, transformată chiar de el în simbol al rezistenței democratice în fața încercărilor de a îngenunchea justiția din România. Iar batjocura pe care Don Quixote o îndura cu stoicism și neînțelegerea eroismului și măreției acestui personaj le asemăn cu valul de ură stârnit la moartea lui Mihai Șora, cu insultele absolut mizerabile aruncate de oameni care nu știu nimic despre viața și suferințele lui. Nu e mult de când credeam că e nemuritor și îl asemuiam unor personaje din cartea lui Evgeni Vodolaschin, Istoria insulei, două personaje care traversează veacurile, din evul mediu până în prezent, se nasc în aceeași zi și trăiesc peste 300 de ani, fiind martori și salvatori ai lumilor. Mihai Șora a fost, păstrând proporțiile, martor și salvator al istoriei României, pe care o depășea ca vârstă, căci era născut în 1916. Îi puteam citi zilnic pe Facebook considerațiile de o luciditate și obiectivitate greu de egalat, îi puteam vedea desenele și zâmbetul plin de bunătate. Era neclintit ca o stâncă de care ne puteam ancora în momente de disperare sau de rută. Născut în 7 noiembrie 1916 în satul Ianova din Timiș, care făcea parte la acea vreme din Austro-Ungaria, a studiat filozofia la Universitatea din București între 1934 și 1938. Ea a avut ca profesor, printre alții, pe Nae Ionescu și Mircea Vulcănescu, iar la seminar l-a avut ca asistent timp de 3 ani pe Mircea Eliade. În 1938, Mihai Șora a obținut o bursă în Franța din partea Institutului Francez din București, concomitent cu Eugen Ionesco. A părăsit Parisul aflat sub ocupație germană în 1940 și a ajuns în Grenoble, unde și-a finalizat teza de doctorat despre opera lui Blaise Pascal. A rămas la Grenoble până după eliberarea Franței în 1944. Ca majoritatea intelectualilor din Franța, s-a lăsat sedus și înșelat de iluzia comunismului și s-a înscris în Partidul Comunist Francez, recunoscând ulterior că dacă ar fi rămas în Franța, probabil că ar fi rămas un intelectual de stânga, la fel ca toată intelectualitatea franceză, până în ziua de azi. A debutat cu un volum de filozofie despre dialogul interior, publicat la editura Gallimard, și imediat după publicare i-a fost propusă cetățenia franceză, pe care a refuzat-o. În 1948 a plecat în România pentru a-și vedea părinții, iar autoritățile comuniste nu i-au mai permis să se întoarcă în Franța, acolo unde l-așteptau soția și cei doi copii, care au fost nevoiți să-l urmeze. Forțat să rămână în România timp de 20 de ani, Șora nu a publicat nimic, fiind în total dezacord cu ideologia comunistă. A lucrat ca referent de specialitate la Ministerul de Externe, apoi ca șef de secție la Editura pentru Limbi Străine și redactor șef la Editura de Stat pentru Literatură și Artă, unde a înființat noua serie a BPT, Biblioteca pentru Toți,
din care este aproape imposibil să nu găsim măcar câteva volume în fiecare bibliotecă publică sau particulară din țara asta. Deci, această colecție chiar a reprezentat o posibilitate oferită tuturor de a citi marea literatură din toată lumea. În urma publicării antologiei poeziei interbelice, ce conținea texte ale unor poeți foști deținuți politici sau din emigrație, a fost imediat înlăturat din poziția de conducere și trimis ca simplu redactor la editura enciclopedică. A fost înconjurat de turnători la securitate, propriul său fiu fiind recrutat și pus să-l spioneze, fapt care ar dărâma psihic orice părinte. După Revoluția din 1989, Mihai Șora a fost ministru al învățământului în primul guvern Petre Roman, 30 decembrie 1989, 28 iunie 1990. În această calitate a semnat actul de naștere al Universității Ovidius din Constanța. Și-a dat demisia din guvern în semn de protest față de mineriada din 13-15 iunie 1990. Atunci când, chemați la București de Ion Iliescu, mineri din Valea Jiului au bătut sau chiar au omorât studenți și alți protestatari din piața universității și au devastat sedii ale partidelor politice istorice. În timpul protestelor din 2017-2018, împotriva modificărilor la legile justiției, Mihai Șora putea fi găsit mai mereu în Piața Victoriei, în dreptul girafei de la Muzeul Antipa, girafă ce devenise un simbol al rezistenței, ca și filozoful Mihai Șora, de altfel. Zi de zi nu a ratat nicio ocazie de a fi om, om bun, și de a împărtăși cu noi miile de urmăritori ai săi pe Facebook, indicațiile fără greș ale busolei sale morale. De acum suntem pe cont propriu. A doua parte a interviului cu scenografa Carmencita Broșboiu ne aduce, cum vă spuneam, o poveste despre întâlnirea cu starea de grație. Întâlnire pe care teatrul uneori o mijlocește. Carmencita, Cita, cum îi spun prietenii, și-a început cariera la Teatrul de Păpuși din Constanța, unde a lucrat timp de 10 ani, iar cel de-al doilea teatru care a adoptat-o și în care a rămas până de curând a fost Teatrul Maghiar de Stat din Cluj-Napoca, unul dintre cele mai apreciate teatre din România, condus de reputatul regizor Tompa Gabor. Acolo, dar și la majoritatea teatrelor din țară, Carmencita a lucrat cu mari regizori români și străini, fiind recunoscută și premiată ca unul dintre cei mai buni scenografi din teatrul românesc. Povestea ei de astăzi este despre spectacolul Strigăte și șoapte, o transpunere scenică de Andrei Șerban a filmului cult cu același titlu de Ingmar Bergman. Spectacolul a fost montat de Andrei Șerban la Teatrul Maghiar de Stat din Cluj-Napoca, scenografia fiind realizată de Carmencita Broșboiu. În paranteză fie spus, dacă nu ați văzut filmul, îl puteți vedea pe YouTube. Andrei Șerban aduce pe scenă platoul de filmare, iar unul dintre personajele sale este chiar regizorul Ingmar Bergman. Revenind la programul de scenografie din septembrie, știu că a participat la acel program ca mentor și un mare scenograf, o somitate mondială, fostul scenograf al lui Peter Brook, care și acum creează spații culturale, spații teatrale, ba chiar este... face cursuri cu arhitecți, deși el nu are o specializare în arhitectură. Și știu că în cadrul acelui program v-ați cunoscut, v-ați întâlnit pentru prima dată și ați păstrat legătura. Da, a fost cumva pentru mine o mare emoție, pentru că eram alături de Jean Ghileca, eram Nicularu și alături de
Helmut Sturmer. Deci niște grei ai scenografiei internaționale și am avut mari emoții. Iar Jean Guy a avut prima prezentare în care ne-a tușat complet cu... Dar bine, fiecare dintre ei, ceilalți au avut prezentări absolut spectaculoase. Jean Guy, un spirit foarte, foarte curios, un om care muncea cot la cot, toți de fapt, am muncit cot la cot cu tinerii scenografi și foarte dornic să împărtășească din experiența lui și în același timp să afle de la ceilalți, să afle din experiența lor și am fost puțin, sigur, foarte emoționată și timidă. Ce pot eu să spun în plus din Jean Guy? Și într-o zi la prânz, când era un soare extraordinar, am stat afară și în pauza de prânz și am vorbit despre culoarea roșu. Am avut o discuție extrem de interesantă. Cum folosim roșu în scenografie, el dându-mi exemplu din spectacolele lui, eu dând exemplu din Strigăte și Șoapte, un spațiu pe care l-am făcut numai în roșu și ce efect are această culoare asupra actorilor și asupra spectatorilor. Ce efect are? E foarte interesant. Ceea ce i-am spus și lui atunci și trăise și el experiența asta. Că nu... Roșu este o culoare destul de greu de folosit și este un semn. Ori la Strigăte și Șoapte, noi am la Teatrul Maghiar din Cluj... Regia Andrei Șerban. Am îmbrăcat tot spațiul în roșu. Pe jos era un linoleum roșu, lucios, și scaunele unde urma să stea publicul le-am îmbrăcat în roșu. Și în rest n-am folosit decât culori pentru costume, alb și negru, mă rog, diferite tonuri. Și stând în decor de dimineață până seara, la un moment dat era... Deci aveai senzația că ești lângă... fire de înaltă tensiune, fiind liniște, nefiind nimeni, deci era pauză și nu mai plecam, era iarnă. Stăteam o jumătate de oră toți, fiecare să-și bea o cafea, să mănânce un sandwich și reveneam. N-aveam pauză. Da. Și stăteam în liniștea spațiului și, de fapt, era... O tensiune și un zbârnit, așa, și toată lumea era atât, dar în același timp parcă era o lupă imensă și nu aveai, sau un glob imens din care nu putea ieși. Deci ieșeam în, te atrăgea, ieșeam pe hol să ne uităm la Someș, dar nu puteam sta, trebuia să intrăm înapoi. Și chiar chestie. Discutam un seara, magnet. Da, seara când plecam cu o actriță, ne-am întâlnit pe drum și am mers pe jos prin parc spre casă și spunea că nici nu se mai poate odihni pentru că e așa o tensiune care o urmărește că abia așteaptă dimineața să vină în camera roșie. Ce chestie! Da, e foarte, foarte interesant. Deci stând am stat aproape o lună. Și au fost și reacții ale publicului în sensul ăsta? Reacțiile publicului au fost foarte puternice și spectacolul e foarte puternic și tema, eu sper că și culoarea a ajutat la starea de emoție pe care a... Starea de grație, de fapt. Și că vorbim de întâmplări și oameni, apropo de acest spectacol, am fost la un festival în Pilsen cu el și seara am ajuns, am montat decorul și a doua zi am făcut o mică repetiție și am avut două spectacole, unul la prânz și unul la prânz, la două și unul seara.
Andrei Șerban n-a putut veni și la prânz, după primul spectacol, am dat eu un interviu pentru festival, că așa era obligatoriu să cineva dintre realizatori din echipa, să dea un interviu. Și am zis că vreau să dau un spațiu respectiv. Și m-am așezat pe un scaun al spectatorilor și în timp ce vorbeam, de sub scaun a apărut un fluture foarte mare cu negru și portocaliu și alb, care a zburat și s-a așezat aici, pe moiară a zburat și realizatorii au fost foarte mirați ce se întâmplă. A venit spectacolul de seară, aceleași cameramani care au venit să filmeze scene. Eu, după interviu, m-am dus la actori și le-am povestit. E ceva extraordinar, să nu vă speriați, să nu vă surprindă. Avem un fluture, nu știu de unde a apărut, dar așa, e în decor și posibil să apară. Și fiecare a avut o altă interpretare personală, foarte personală, asupra acestui eveniment. Și ai văzut strigăte și șoapte. La un moment dat apare și se așează pe genunchiul lui Bergman, Jolt. El știind, Jolt știind despre fluture, s-a jucat cu el ca și cum ar fi o marionetă pe care o... Adică a interacționat cu el și a improvizat. Da, el a plecat și e momentul în care Agnes moare și actrița povestește. Deci era în pat cu ochii închiși și sunt două care o pregătesc, o velesc și a apărut, ea nu vedea nimic, dar a simțit. Că a apărut din nou flutura. Ceva care... Flutura. Da. S-a așezat pe pieptul ei, s-a învârtit mult în jurul ei și apoi s-a așezat pe peretele roșu deasupra capului ei și a stat acolo până la final. La aplauze, băieții noștri de la Lumini care erau în scenă, au pus proiectoarele pe fluture și fluturile a primit aplauze. Deci după aceea au venit să ne întrebe cum a fost făcut cu remote control. Deci nu, pur și simplu. Și de fapt, revenind, este o scenă în care se vorbește în strigăte și șoapte despre starea de grație. Și eu atunci am avut pentru mine fluturele, de fapt, a fost personificarea stării de grație în teatru. Deci iată că odată în viață se întâmplă și asta. Așa cum a fost povestea cu copilul la Teatrul de Păpuși, se întâmplă și starea de grație când un fluture apare din ant și toți încercau să-și explice cum a dus de la Cluj, dar era într-o vreme în care toamna, cred că nu așa ar fi avut locul. Da. A apărut și după aceea, nu știm, la demontarea decorului n-a mai fost. Aha. Foarte interesant. Da. Hai să ne întoarcem la discuția cu Jean Guy. Așa, da. Și deci am povestit despre roșu și el mi-a povestit, adică foarte curios să mă întrebe de anumite lucruri, cum le văd eu, ce rezolvări aș vedea, dar nu tehnic, ci tot așa legat de partea emoțională și umană. Uh-huh. Impactul pe care îl are un semn, un obiect, o culoare asupra, în primul rând, asupra ta ca și creator și apoi asupra celor pentru care creezi. Și a rămas așa un fel de legătură între noi, comunicăm și sper să ne vedem în curând să mai povestim despre cât mai putem povesti, cei care încă mai putem povesti. Da. Pentru că încet, încet, așa ca apa pe nisip, valurile vin și se duc și iau cu ele o parte dintre noi, o parte rămân și
Mai auzim povești. Nu vreau să încheiem pe nota asta. Nu, e o notă pentru frumoasă. Știu că mai ai foarte multe de spus. Și în sensul ăsta, știu că de curând ai realizat scenografia pentru un spectacol, un musical la Miercurea Ciuc, la Teatrul de Limba Maghiară din Miercurea Ciuc, pentru un spectacol regizat de Ervin Simpson, directorul Teatrului din Constanța. Da. Și voiam să te întreb cum a fost experiența de lucru cu Ervin, pe care noi, cei de aici, îl știm mai mult ca director, nu ca regizor. Nu știu cum îl știți voi ca director. Eu îl știu ca om foarte relaxat și foarte febril în a căuta și a inventa și când e pe scenă tot spune, uite, că asta mi-a mai venit ideea asta. Da, trebuie să îl oprești cumva. Da. Dar a fost o experiență foarte, foarte frumoasă din punct de vedere uman, că tot revenim la partea asta care pe mine cel mai tare mă... Și care contează cel mai mult. Deci, altfel de ce faci teatru, dacă nu o faci pentru oameni. Am mai făcut spectacolul și se joacă cu mare succes la Teatru Maghiar din Cluj. O cu totul altă scenografie. Și mergând la Miercurea Ciuc și stând acolo între oameni și locul, deci cumva de scenografia făcută la Miercurea Ciuc a venit de la oameni. Adică inspirată de oamenii de acolo, de bogăția acelui teatru atât de mic, bogăția lui și umană și materială, dar materială mă refer la câte obiecte am descoperit acolo. Aha. Deci costumele toate sunt făcute cu costume găsite în magazia teatrului. Serios? În decor am găsit la un moment dat, deci au foarte... Sunt câteva ființe acolo care au grijă de lucrurile astea și le păstrează, nu le distrug. Și am găsit broderii, dantele, de acum ani de mână, împletite și le-am pus în decor. Adică atât de frumoase și de valoroase erau, aha, încât am simțit nevoia... Le-ai revalorizat. Da. Și cumva erau... Deci e foarte, din punctul meu de vedere... Spectacolul e foarte al lor, foarte personal, pentru că ei inspirat din ei. Uh-huh. De exemplu, șeful de producție este, de fapt, un actor. Foarte interesant. La ei fiecare face mai multe lucruri. Uh-huh. E un teatru mic, cu buget foarte mic și atunci oamenii fac... Și cu oameni foarte talentați. Foarte adică talentați. Pe mine m-a uimit să văd cât de bine cântă actorii. Da, da, extraordinar. Cântă, dansează. Deci ei stau tot timpul în teatru. Și șeful de producție, când am prezentat schițele și spuneam cum vreau, uite așa, și am mers odată în drum ca să mergem la Dedeman sau nu știu unde trebuia să-mi arate ceva materiale, a trebuit să o lase pe fiica lui acasă și i-am văzut curtea și am zis, uite așa, așa cum e gardul ăsta, așa lemne trebuie. Aha. Și zice, bine. Și ne-a dat gardul. Nu pot să cred, gardul lui de la casă. Gardul lui de la casă, cu lemnul patinat de vreme, cu mucegai, cu verdele ăla care crește așa. Deci, excelent. Deci, da, totul a fost foarte... foarte autentic și foarte a lor, foarte uman din punctul, pentru că i-am simțit pe ei foarte cald și uman. Da. Și la ce lucrezi acum? Acum lucrez, by the way, am premieră peste două zile la Notara cu Don Juan, în regia lui Cristi Juncu și lucrăm la, ca să încheiem trilogia Florian Zeller, la Ploiești cu fiul, pentru că într-un an ai făcut tată, mama, da, tatăl, mama tata, și acum și acum se cade să facem și fiul. Da. Și la asta lucrez, va fi premiera probabil 25 sau 27 martie, deci de ziua teatrului. Uh-huh. Și deocamdată atât. Mai am un proiect cu Andrei Șerban, dar anul trecut au fost foarte multe și e bine să-mi iau un timp să mă plimb pe malul mării.
De ceva timp mă gândesc la ediția asta în care să vă vorbesc despre un personaj tare drag inimii mele, Don Quixote de la Mancha. Un personaj pe care îl iubesc cu duioșie și care mă emoționează într-un fel pe care nu știu să-l explic până la capăt. Nu pot asculta bucata muzicală The Impossible Dream, Visul Imposibil, din musicalul Omul din La Mancha, fără să-mi dea lacrimile și nu numai să-mi dea, dar să-mi curgă și roaie. Cred că ceva din sufletul meu rezonează total cu idealismul și nebunia acestui personaj. La nivel de clișeu, știm că Don Quixote e acel personaj ridicol care se luptă cu morile de vânt. Adică pornește într-o bătălie absurdă pe care toți cei din jurul lui o consideră prostească și pe care nu are cum să o câștige. Când a apărut romanul lui Salman Rushdie, Quixote este pronunția pe care o indică romancierul în prefață, l-am cumpărat fără măcar să mă uit la preț, pentru că era vorba despre personajul meu preferat și despre unul dintre scriitorii mei preferați. Trecând peste unele nemulțumiri legate de traducere, m-am bucurat de fiecare pagină. Nemulțumirile sunt referitoare la faptul că traducătorii primesc în zilele noastre variantele electronice ale cărților pe care le traduc și pot apela astfel la aplicațiile de traducere. Asta se întâmplă pentru a furniza serviciile cu rapiditatea care să permită lansarea, aproape în același timp, a traducerilor și a originalului. Chiar dacă aplicațiile sunt bune, perfecționate față de Google Translate-ul de la începuturi, chiar dacă gafele pot fi și sunt în cele mai multe cazuri corectate, căci vorbim de traducători profesioniști de beletristică, aceste aplicații răpesc din originalitatea și prospețimea traducerii, căci furnizează niște fraze deja construite, pe care traducătorul, chiar dacă intervine, nu le schimbă esențialmente. Și cu cât graba e mai mare, cu atât rămân mai multe traduceri nefericite, calchieri neinspirate sau chiar nonsensuri. Dar să trecem peste asta și să revenim la roman. Mi se pare genial cum a reușit Rushdie să abordeze un subiect foarte dureros al zilelor noastre, evocând un personaj mitic cum este Don Quixote. Dacă nu mai știți de ce a plecat Don Quixote în lupta lui cavalerească, vă amintesc eu. Pentru că, citind nenumărate romane cavalerești, cu viteji și domnițe și lupte fictive, a ajuns să le creadă și să trăiască într-o lume desprinsă de realitate. Similar, Quixote al lui Salman Rushdie este prizonierul televizorului, al sutelor de canale ce proiectează în mințile telespectatorilor zeci de seriale, de personaje și de reality show-uri care nu sunt tocmai reale, ci mai degrabă fabricate în așa fel încât să provoace dependență. El se îndrăgostește de una dintre eroinele de pe micul ecran și pornește într-o călătorie inițiatică pentru a o cuceri pe această Dulcinee contemporană. La fel ca Dulcinea din romanul lui Cervantes, care nu e tocmai domnița ideală, ci mai degrabă o femeie ușoară, prea iubita lui Quixote, Miss Salma, are și ea, dincolo de frumusețea impecabilă, o poveste de viață sordidă, care a făcut-o dependentă de droguri sau, mai bine zis, de antidepresivele puternice care au distrus o bună parte din populația Statelor Unite ale Americii, fiind produse și traficate de rețele medicale fără scrupule. Este o banalitate să vă spun că viața în zilele noastre e complicată și multe vin peste noi din multe direcții, dar este ceea ce se întâmplă și în cartea lui Salman Rushdie, construită ca un labirint pe mai multe niveluri, în care realitatea și ficțiunea se întrepătrund. Iar când vorbim de ficțiune, în romanul lui Rushdie avem chiar mai multe feluri de ficțiune. Este ficțiunea mediatică, dar este și ficțiunea beletristică, căci o parte din firul epic aparține romanului pe care un personaj al romanului îl scrie. Și nu doar atât. Salman Rushdie presară peste tot indicii ca într-un roman polițist, fără să fie vorba despre vreo crimă, și abordează cam toate temele problematice ale prezentului. O prezență importantă în roman pentru noi este Eugen Ionesco,
printr-un fragment al romanului care evocă celebra piesa sa, Rinocerii. Într-o conferință despre romanul Quixote, Salman Rushdie povestea că în timpul studiilor sale la Oxford a avut un rol într-o montare studențească a Rinocerilor, iar semnificația piesei l-a marcat. Pentru că în Rinocerii este vorba despre fascism, despre felul în care o ideologie extremistă, picurată în urechile oamenilor prin toate canalele mediatice, îi schimbă pe aceștia, îi rinocerizează, îi transformă în monștri. La fiecare intrare în scenă, personajelor lui Ionesco li se adaugă atribute ale rinocerilor până la transformarea totală. Cred că vi se pare cunoscută metamorfoza în contextul propagandei ruse actuale. Călătorul lui Rushdie, Quixote, ajunge în drumul său inițiatic la un motel din zona New Jersey, în orașul fictiv Beringer, al cărui proprietar se numește Ionesco. Beringer fiind personajul principal al piesei lui Ionesco, Rinocerii. Iar locuitorii din acest oraș se transformă treptat nu în rinoceri, ci în mastodonți. Unele zone din New Jersey fiind recunoscute pentru conservatorism extrem și susținerea acordată fostului președinte al Statelor Unite, Donald Trump. În acest punct este bine să amintesc că Salman Rushdie este în egală măsură adversar declarat al extremismelor mișcării woke, prin care este limitată libertatea de expresie în numele unor sensibilități exagerate și se încearcă eliminarea din istorie și din literatură a unor personaje care nu se potrivesc cu ideologia actuală. În 2020, alături de scriitoarele Margaret Atwood și J.K. Rowling, autoarea seriei Harry Potter, și alături de alți peste 150 de scriitori și activiști, Salman Rushdie a semnat o scrisoare de protest, care atrăgea atenția că mulți editori sunt concediați pentru publicarea unor materiale controversate, anumite cărți sunt retrase sub pretextul lipsei de autenticitate, unii jurnaliști nu sunt lăsați să scrie despre anumite subiecte, iar mulți profesori sunt investigați pentru că au citat din opere literare neconforme cu credințele contemporane. Semnatarii trăgeau un semnal de alarmă asupra faptului că această cultură a anulării a provocat un val de frică în rândul jurnaliștilor și artiștilor, afectându-le grav activitatea. Se poate spune așadar că Salman Rushdie este un spirit liber care sesizează și semnalizează felul în care extremismele se potențează reciproc. O să fac o paranteză aici pentru că vreau să ilustrez felul în care oamenii de centru, care practică și laudă măsura, moderația, respingând extremele, sunt cei care, aflându-se la mijloc, sunt expuși în cea mai mare măsură atacurilor din ambele părți. În 12 august 2022, Salman Rushdie a fost înjunghiat când se pregătea să ia cuvântul la o conferință în statul New York. Urma să vorbească despre Statele Unite ale Americii ca refugiu pentru scriitori și alți artiști aflați în exil și ca loc în care creativitatea beneficiază de toată libertatea de expresie. Un individ cu o mască neagră a sărit pe scenă și l-a înjunghiat de mai multe ori în ochi, în gât, în braț și în torace. În primele zile, pronosticul a fost rezervat, numărul și gravitatea rănilor amenințându-i viața. Și multă vreme, veștile despre starea lui au fost puține. De curând, la începutul lunii februarie, chiar înainte de lansarea unui nou roman al său, un interviu cu el a apărut în New Yorker. Pentru cei care nu cunosc povestea vieții și opere lui Salman Rushdie, pe care am mai prezentat-o în această emisiune, o să fac un scurt rezumat ca să înțelegeți de ce acest atac asupra lui a fost șocant, dar nu a fost o surpriză. Viața lui Salman Rushdie este un adevărat roman pe care el l-a și scris în anul 2012, Joseph Anton, numele conspirativ care i-a fost dat în perioada în care a fost sub protecția serviciilor secrete britanice. Totul a început cu o fetwa, emisă în 1989 de Ayatollahul Khomeini, un personaj sinistru, dar sinistru la nivel mondial, cel care a instituit regimul islamic în Iran.
Ayatollah înseamnă șef religios la musulmanii șiiți. Fetua, adică edictul de condamnare dat de Ayatollah, sună așa. Îi informez pe musulmanii mândri din lume că autorul cărții Versetele Satanice, care este împotriva islamului, profetului și Coranului, precum și toți cei implicați în publicarea ei și care au avut cunoștință de conținutul acesteia, sunt condamnați la moarte. Le cer tuturor musulmanilor să-i execute oriunde îi vor găsi, pentru ca, de acum înainte, nimeni să nu mai îndrăznească să insulte credințele sacre ale musulmanilor. Și oricine este ucis în încercarea de a îndeplini această condamnare va fi un martir cu voia lui Allah. Iar dacă cineva are acces la autorul cărții, dar nu poate duce la capăt execuția, trebuie să furnizeze informații pentru ca pedeapsa să fie împlinită. Salman Rushdie a fost nevoit să-și părăsească casa, să se ascundă, să-și schimbe numele, iar autoritățile britanice i-au pus la dispoziție o echipă care i-a asigurat securitatea timp de 9 ani, după care, considerând că pericolul a scăzut, Rushdie și-a reluat viața normală. Totuși, fetua nu a fost retrasă, iar amenințarea nu a dispărut, după cum atacul din Statele Unite, survenit 33 de ani mai târziu, a demonstrat. Din interviul apărut în New Yorker, am putut afla că Salman Rushdie și-a pierdut vederea la un ochi, iar mâna stângă o poate folosi doar parțial, fiindu-i secționați nervii. Rănile majore sunt vindecate în cea mai mare măsură, a spus el. În ceea ce privește mâna, îmi simt doar degetul mare și pe cel arătător și partea de jos a podului palmei, dar fac tratament intensiv și mi se spune că progresele sunt semnificative. Întrebat dacă poate scrie la calculator, a răspuns că da, dar nu foarte bine, din cauza că nu-și simte toate degetele. În plus, din cauza șocului post-traumatic, Rushdie spune că încă îi vine greu să scrie, dar crede că va depăși blocajul pentru că nu are de ales. Să scrie romane este singurul lucru pe care știe să-l facă. Așteaptă cu încredere momentul când va începe să scrie, pentru că, spune el, doar atunci când am o carte în cap, mi se pare că toate sunt la locul lor pe lumea asta. Și, ca să închei paranteza, vă mai spun că interviul a fost prilejuit de noul roman al lui Rushdie, scris însă înainte de atacul din 2022 și a apărut abia acum, Orașul Victoriei, The Victory City, care estimez că va apărea foarte curând și la noi. Este încă una dintre epopeile magice ale lui Rushdie, povestea din secolul XIV a unei fete pe numele ei Pampa Campana, care, după ce asistă la arderea de vie a mamei sale, dobândește puteri divine și creează o metropolă glorioasă, Bisnaga, în care femeile sunt egale cu bărbații, iar toleranța religioasă este regulă, cel puțin pentru o vreme. Aici închid paranteza despre viața lui Rushdie și mă întorc la romanul Quixote, pentru a nu vă dezvălui finalul quasi-apocaliptic, care este foarte inspirat și surprinzător. Cum sunt de altfel tot acest text și toate textele acestui romancier născut în India, educat și naturalizat în Regatul Unit al Marii Britanii, unde i-a fost acordat și titlul de cavaler, și mutat de câțiva ani buni în Statele Unite ale Americii. Vă mai spun doar ca amănunt simpatic că celebrul Elon Musk apare ca personaj în Quixote, sub numele Evil Scent, a cărui pronunție poate însemna iz rău, parfum otrăvitor. Revenind la pasiunea mea pentru acest personaj, Don Quixote, vă recomand să vedeți musicalul Omul din La Mancha cu Peter O'Toole în rolul principal și Sofia Loren în rolul Dulcinei. Dar vreau să vă spun că acest musical a fost montat și în România, cu mare succes și cu mare pricepere. Constanțenii, printre care m-am numărat și eu, au avut prilejul să vadă spectacolul Teatrului Regina Maria din Oradea, în Festivalul de Teatru Miturile Cetății, spectacol montat de regizorul maghiar Gheorghi Corcmaros în 2015. În rolul principal, unul dintre actorii mei preferați, Richard Balint, un actor care joacă și cântă cu același talent și este absolut electrizant pe scenă, iar în rolul Dulcinei, talentata actriță Ioana Dragoș Gajdo.
Mă întorc și astăzi la Constantin Brâncuș pentru a nu lăsa să treacă prea ușor prilejul acesta de a vorbi despre cel mai mare sculptor al modernității. Unul dintre cei pe care i-am rugat să ne vorbească despre influența lui Brâncuș asupra operei sale este artistul plastic Vasile Filip. Este retras și extrem de greu de abordat, mai ales pentru că, spre deosebire de majoritatea artiștilor, își dorește să rămână în anonimat. Nu întâlnesc prea des oameni care, atunci când îi invit să facem un interviu, să-mi răspundă sugerându-mi alți artiști pe care aș putea să-i invit în locul lor. Nu spun nici că e bine, nici că e rău, doar că e uimitor să întâlnești oameni atât de modești, retrași, atât de puțin dornici de expunere mediatică. Pentru început și după multe insistențe ale mele, Vasile Filip a acceptat să ne spună doar câteva cuvinte pe tema propusă, dar am încredere că voi reuși să-l aduc în fața camerelor de filmat și pentru a ne vorbi despre parcursul său profesional și opera sa. Născut în 1971, Vasile Filip a studiat la Facultatea de Arte Plastice, Decorative și Design a Universității de Arte George Enescu din Iași. Este specializat în sculptură și a participat la numeroase expoziții de grup. Poate că este puțin mai cunoscut de ceva vreme pentru că face parte din echipa reînființatei reviste de cultură Tomis, realizând grafica, după mine absolut excepțională, dar demonstrând că și scrie foarte bine. Fiind astăzi ziua de naștere a lui Brâncuș, declarată zi națională, v-aș întreba ca artist, care a fost influența lui Brâncuș asupra dumneavoastră? Cred că Brâncuș are o reverberație în fiecare din noi, nu neapărat în rândul artiștilor. Cred că este un dar. Știți că există o cauzalitate. Ari ogorul, primești un rezultat. Nu știu de ce l-avem pe Brâncuș. Știm foarte bine că, cum l-au prețuit contemporanii lui români. Dar este un dar și trebuie să-l prețuim ca atare. Și cumva este o formă de oglindire a fiecăruia din noi. Pentru că chiar dacă el este universal, există întotdeauna ceva în mod subtil sau poate direct, care va trebui tradus din românește în toate limbile lumii și nu invers. Ori misiunea noastră este mai simplă, avem un pas înainte față de ceilalți, suntem trecuți de poarta pe care el a lăsat-o lumii, pentru că n-avem să-l identificăm, să-l căutăm, noi avem doar să-l recunoaștem. Pentru că, într-un fel sau altul, fie că știm, fie că nu știm, îl conținem. Și din perspectiva asta, cumva este o alegere personală. Artiștii, într-adevăr, au mai multe mijloace de a-l căuta. Ce a făcut Anca astăzi, de exemplu, este acel tip de căutare și de găsire de Brâncuș, care are un autentic, un conținut, pentru că este filtrat prin propria configurație sufletească, spirituală, estetică, dincolo de festivitățile grave și solemnitățile la care suntem noi predispuși. Avem noi așa un dar, printre multe virtuți miraculoase, avem și niște metecne păguboase. Pe lângă faptul că naștem valori universale pe care trebuie să le recunoască alții pentru noi, mai avem predispoziția să organizăm celebrări sfărăitoare, vibrante, punerea în icoană, în monumentul definitiv, sanctificarea, gravitația. Da, da, da. Și atunci nu se mai atinge nimeni altfel decât cu, gerbe de flori de seră și cu genul ăsta de mesaj vibrant, de atingere, de mândrie naționalistă. Ori, eu cred că nu el n-a vizat genul ăsta de posteritate. Eu cred că
Brâncușa a desăvârșit o sămânță care are menirea să rodească perpetu, fără capăt, precum coloana din Târgu Jiu. Cred că este un dar mai prețios decât reușim în mod curent să-l estimăm, să-l evaluăm. Este un aluat făcut din obligatoriu din ancestral, pornind de la protoexistență, cu diferite stadii de distilare spirituală de ordin inițiatic. Transcendență, sublimare, reducerea, epurarea detaliilor către esență, atemporalitatea, sau mai bine zis, relația naturală cu eternul. Neperisabilitatea în timp este extraordinară asta. Proiecția cosmogonică, metafizică, e mult, e un univers care se deschide în semnificații infinite. Și cred că e alegerea fiecăruia să-l găsim pe Brâncuș sau nu. Se poate trăi fără el. Nu trebuie să agravăm lucrurile, să punem gravitatea, am vrut să zic. Se poate trăi fără Nichita Stănescu, fără George Enescu, fără Brâncuș. Omul are de prins câteva revelioane, câteva campionate de fotbal și s-a dus. Se eliberează un certificat de încetare în viață, se consemnează între ce ani a trăit omul. Dacă nu are datorii prea mari la fisc, e în regulă. Dar dacă ai dispoziția să angrenezi resurse latente de contemplare și rezonanță, dacă cași tu ochii și cași sufletul, ai șansa ca, nu știu, poate folosesc cuvinte mari, dar preț de o clipă să fii atingerea infinitului. Sună bine, nu? Sună foarte frumos. Da, și cred că Brâncușa asta a făcut, ne-a pus în drum un motiv pentru care să avem șansa asta, deschiderea asta. Poarta noastră către infinit. Da, da. Și chiar cred că îl conținem. Este vorba de dispoziția fiecăruia de a se oglindi și de a-l recunoaște. Avem un plus, recunoaștem altfel timpul și esența din piatra lui, din bronz, știu eu, cântecul din lemnul lui, știi mai multe despre aerul păsărilor. E totul pe tavă, este o opțiune personală și da, artiștii au un privilegiu de a escava alte mijloace de explorare, dar nu cred că doar ei sunt destinatarii darului Brâncuș. Agenda culturală locală cuprinde mâine, sâmbătă, 4 martie, de la ora 19, o gală de mărțișor a tenorilor la Teatrul Național de Operă și Balet Oleg Danovski, cu Doru Iftene, Răzvan Săraru, Mădălin Băldău, Ionuț Boancheș, Marius Turtoi, Silviu Vizan și Adrian Clinciu. La Teatrul pentru Copii și Tineret, Căluțul de Mare, puteți vedea mâine și poimine, de la ora 10:30, Califul Barză, respectiv Sperietoarea de Păsări. Programul Teatrului de Stat Constanța pe luna martie cuprinde și un spectacol invitat de la Teatrul Maria Filoti din Brăila, 8 femei de Robert Thomas, regia Radu Nichifor, programat, desigur, de 8 martie, adică miercuri. Este un schimb cultural în cadrul căruia Teatrul de Stat Constanța a trimis la Brăila de 1 martie spectacolul Maria Tănase, o poveste de Carmen Lidia Vidu, care semnează și scenariul și regia, cu Mirela Pană și pianistul George Călin. Spectacolul de la Constanța este și un dar pentru femei, fiecare bilet vândut venind cu o invitație pentru o femeie. Spectacolul este sold out. Biletele s-au vândut în doar câteva zile. Așa că revin cu sugestia de a vă cumpăra bilete la teatru cât mai din timp,
căci iată că intrăm și noi la Constanța în epoca în care spectacolele se joacă cu casa închisă. Vă las să urmăriți în continuare programul pe toată luna martie al spectacolelor de la Teatrul de Stat Constanța, cu imagini sugestive pentru conținutul lor. Ce faci atunci când te îndoiești? Acesta este subiectul predicii mele de astăzi. Ești tu și cu tine. Normal. Alo? Sunt părintele Flin de la parohia San Nicola. Aș dori să fac o programare pentru o întrevedere cu episcopul. Pe pista de golf. Teren. Dacă tu crezi că te lasă scapi. Dar cred că știați deja, nu? La revedere, mă curte, Nu stau acasă. Un câine pe care l-am crescut de mic.
pista de golf. Teren. Dacă tu crezi că te lasă scap, dar cred că știați deja, nu? La revedere, mă pun pe răspund. La revedere. Pa, tati! Cam atât pentru ediția de astăzi a emisiunii Cultura cu de toate. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept alături de noi și săptămâna viitoare, vineri, de la ora 19 la Dobrogea TV. Pe toate canalele obișnuite, televizor, YouTube, Facebook și website. Sunt Alina Vasiliu și sunt onorată să vă fiu ghid printre evenimente și oameni de cultură. Ca de obicei, până la următoarea întâlnire, vă doresc numai bine, frumos și pace!